No, bună, salutare, fraților, eu sunt Venger și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Fraților, foarte mulți dintre voi mi-ați zis că vă deranjează intro-urile astea de la început, așa că o să le scoatem complet. Inițial am încercat să le scurtez, am văzut că n-a mers treaba nici așa, așa că o să le scoatem de tot. Ce o să vă zic acum pe început este să vă readuc aminte să apăsați pe butonul de subscribe, pentru că mă ajută extraordinar de mult, și pe butonul de like, deoarece de acum încolo nu o să mai existe pauze. Am zis într-unul dintre clipurile trecute că o să mai fac pauze la un moment dat din cauza facultății, doar că am găsit o metodă alternativă. De acum încolo le-am rezolvat și pastea. Un like ajută clipul să, pentru algoritm, chestii de genul ăsta, înțelegeți voi. Așa că, fraților, fără să mai lungim minutile, să le mulțumim membrilor canalului și sponsorului acestui clip, mai exact Eneba. Eneba este un nou site unde vă puteți cumpăra jocuri pentru PC, Xbox, PS și Nintendo la un preț mai mic decât de obicei. Site-ul ăsta are o varietate de peste 20.000 de jocuri, atât noi cât și vechi, la un preț mai mult decât accesibil, aceștia oferind customer support 24/7 în cazul în care întâmpinați chiar și cea mai mică problemă la ei pe site. Iar dacă doriți să cumpărați un joc și doriți să mă ajutați și pe mine, puteți folosi la checkout codul VENGER pentru 3% reducere. Fraților, în mod normal, acest videoclip nu trebuia să mai aibă loc în acest an, deoarece, vine și Revelionul, în 6 ore trebuie să fiu la București, încă sunt la Constanța, e jale. Însă, din ce am văzut în ultima perioadă, foarte mulți dintre voi, de când a postat Red clipul respectiv cu Ia Boy Dastinel, m-ați trimis, m-ați spamat și în comentarii și pe Instagram să fac clip despre Ia Boy Dastinel. Așa că ce să face? Nu fac eu ce mă rugați voi. În mod normal, cred că o să mai apară un clip săptămâna asta, dacă ajung la București în timp util și n-ajung pe la 1 noaptea, probabil că o să mai apară un clip săptămâna asta, tot de poliția TikTok-ului, însă nu promit nimic. În mod normal, aș fi avut niște idei scrise, un script făcut, însă nu am timp, literalmente nu am timp, așa că am ținut neapărat să postez clipul ăsta, o să reacționăm împreună la tot ce înseamnă content de la Ia Boy Dastinel. Însă, fraților, pentru cei ce nu știți cine este Ia Boy Dastinel, lăsați-mă să vă explic. Îl cunosc pe omul ăsta de pe TikTok de extraordinar de mult timp, pentru că e destul de vechi pe platforma asta, are și el vreo 700.000 de urmăritori, nu știu, o treabă de genul ăsta. Face parte din liga celor care lucrează la TikTok, mai exact fac bani din live-uri. Am explicat eu toată treaba asta într-un din episoadele trecute, nu i-am dat numele atunci, însă vă zic acum. Era puțin necesar. Omul pot să spun că a avut o istorie destul de lungă pe ceea ce înseamnă TikTok, pentru că a încercat să facă tot felul de mizerii numai ca să iasă în evidență și nu i-a ieșit, din păcate. Adică eu cel puțin l-am cunoscut de pe timpul în care era prin Anglia și spunea că nu face școală și că muncește pe șantier ca să-și câștige pâinea. Bă, frate, eu am plecat de acasă, nu vreau să mai locuiesc cu părinții mei, vreau să fiu pe cont propriu. Și am plecat de acasă fără niciun ban, fără nimic, doar cu hainele care le vede și ghiozdanul în care am geaca. Vreau să construiesc totul pe cont propriu, nu-mi pasă dacă am bani sau nu, o să reușesc chestia asta. Iau salariul și-mi iau alte haine. Bine, până atunci atunci cu asta să fiu îmbrăcat, asta e viața, frate, nu vă convine, dați-mi un follow. După a venit în România, a stat pe la cine a putut din ce am văzut pe TikTok, pentru că am văzut niște apartamente destul de cunoscute pe acolo, de la unor tovarăși de-ai mei, foarte dubios oricum, însă, a venit pe aici și a luat ceva manager, că era și cazul, adică era destul de căutat, nu mai făcea față singur și îi trebuia pe cineva să se ocupe de el, de la care și-a luat țeapă. Mă rog, a venit prin România, a încercat el să-și facă ceva, nu știu, și-a luat filme, că e trapper, chestii de genul ăsta. S-a tatuat puțin și pe față, că de ce nu? Băi, fraților, primul tatuaj este gata. Nu m-a durut deloc, jur. Băi, de rog, nu m-a durut, frate. Era puțin cazul, ce să zic. Adică un tatuaj pe față o să te ajute în viață destul de mult. Fiecare face ce vrea, însă v-ați prins voi despre ce fel de persoană vorbim. Problema în sine este că de ceva timp Dastinel al nostru, mă rog, probabil că și-a dat și el seama că nu-i mai merg toate bișnițăriile alea, așa că ce s-a gândit al nostru să facă o altă mizerie, mai exact să vorbească pe TikTok despre faptul că el își vinde șefrată. Bun, o să ajungem și la chestia asta, însă înainte de toată treaba asta, hai să ne uităm la niște TikTok-uri ca să vă faceți așa o idee despre el ca și creator de conținut. La ora 3:30 am meci oficial cu Filip. Dacă o să câștig eu, el trebuie să meargă în cimitir la ora 3:13, să pună 13 lumânări în jurul lui și să facă o incantație în limba latină. Să mă ferească Dumnezeu. Deci știți ce vă ziceam eu în clipul trecut cu live-urile, cu nu știu ce? Astea sunt provocările alea inteligente, ca să spunem așa. Păi da, voi vă imaginați că omul ăsta asta să gândească toată treaba asta? Adică el asta se gândească că 13 lumânări la 13 în cimitir. Dar ce îmi place cel mai mult din toată treaba asta e că pe TikTok scrie meci oficial cu Filip Albu. Meci oficial. Până acum se jucau așa. Ăsta e meci care se pune, e în campionat. La caca!
Mă rog, faci tot felul de porcărioare de-asta de TikTok-uri, însă, din ce am văzut în ultima perioadă, s-a axat pe faptul că, bă, a scos o piesă pe YouTube. Și când zic că s-a axat pe treaba asta, nu, cred că înțelegeți despre ce vorbesc. Bum, 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 bum. Da, mi se pare un mod extraordinar de bun să-ți promovezi o piesă, să faci un TikTok în care dansezi. Mă simt ofensat puțin și nu știu de ce. Să vă ziceam mai devreme că situația e gravă, că a scos, na, nenorocirea asta de piesă. Nu pentru piesă în sine, pentru că nu o să stau să reacționez la ea, nu știu ce fel de persoană e și poate îmi dă și vreun strike ceva de genul ăsta. Zic că e o situație gravă pentru că omul a încercat să-și promoveze piesa pe TikTok. Și cum a încercat să-și promoveze piesa pe TikTok? Făcând 12 TikTok-uri, cel puțin la rând, despre piesa asta. Și când zic 12, probabil că exagerez, adică la rând văd doar vreo 6, dar sunt peste 12 în total. Eu înțeleg. Bă, nu-ți prinde un TikTok? Forțe-i și tu nota puțin. Bă, dar nu halul ăsta, frate, despre ce vorbim? Însă, bineînțeles, dacă al nostru era cântăreț, e și TikToker, ce putea să mai fie altceva dacă nu dansator? Mare dans și-a băgat al nostru. Călușarii, ce e asta aici? Și dacă nu era suficient de bum bum pentru că și-a promovat omul piesa de Nu mai puteam, dăm puțin pe TikTok-ul lui mai sus de atât și găsim asta. Fata mă sună îndată, e disperat, vrea să-i dăm un pic gata, își prinde părul în coadă. Însă avem mult, mult contenderul mega de la Dustin al nostru. Dacă tot ți-ai dus tu și te-ai gândit tu așa că doar o viață ai, te-ai gândit să-ți faci niște tatuaje pe față și să îți vin sufletul diavolului, că de ce nu? Adică o viață avem. Doamne ferește! Însă mă rog, v-ați dat cumva seama despre ce fel de creator de conținut este Dustin al nostru, așa că să trecem la subiectul principal al acestui clip, mai exact faptul că zice el că își vinde sufletul. Mic disclaimer, eu sper în momentul de față că nu crede cineva pe bune că s-a și-a vândut sufletul, adică nu s-a întâmplat treaba asta. Bun, dar hai să intrăm puțin în filmul lui, să înțelegem cumva ce vrea să zică cu treaba asta. Cred că abia aștept să mor la 27 de ani, îmi și imaginez, adică cred că toată lumea își dorește așa ceva, despre ce vorbim. Însă pentru cei ce nu știți, toată treaba cu vândutul sufletului la diavol și alte chestii de genul ăsta presupune o chestie la mod, un pact, cum că diavolul îți oferă ție absolut ce vrei în lumea asta, doar că tu practic mor la 27 de ani și când mor trebuie să-i dai sufletul diavolului. Cam asta e, na, legenda și din state și nu știu de unde a luat-o el, dar mă rog, sunt niște filme foarte străine. Îmi imaginez că asta e feeling-ul. Doar că eu nu înțeleg o chestie. N-ai zis că-ți vii în sufletul, acum ți-ai deschis și al treilea ochi? Pentru că din câte știu eu, nu funcționează chiar așa. Adică al treilea ochi ți-l deschizi în anumite situații, mă rog, nu știu, sunt niște șamanisme care pe mine mă depășesc personal. Însă bineînțeles că al nostru și-a promovat toată treaba asta cu vândutul sufletului pentru că a făcut live când își vindea sufletul. Doar că, cum ne-a obișnuit, dacă tot și-a promovat piesa aia de a făcut jumătate de clipuri pe TikTok despre piesa respectivă, păi acum bineînțeles că o să-și promoveze și livestream-ul. Și cum credeți voi că o să-l promoveze? Simplu! Fraților, în seara asta o să fac live și o să-mi vând sufletul pe live. La ora 12 o să fac live și o să-mi vând sufletul. Vă aștept pe toți acolo pe live dacă vreți să vedeți ce se întâmplă. O să fiu primul nebun care face live când face chestia asta, dar nu mă interesează. Pregătiți-vă că o să urmez un live mai pe seară. O să merg în cimitir și o să fac ritual. Vă aștept la mine pe live. Porniți toate notificările să prindeți live-ul. Bă, fraților, vreau să fiți pregătiți că la ora 12 o să-mi vând sufletul pe live. O să fac live pe TikTok. Să ne strângem și după aia o să pornez live-ul pe Instagram. Pentru că pe TikTok, dacă o să fac live, mi-e frică să nu mi-l închid. Da, am înțeles. E un eveniment important din viața lui, ce pot să zic. Continuăm. Bă, toată lumea care o să fie la mine pe live, vreau să filmeze toată chestia ce o să se întâmple la mine pe live. O să vând sufletul pe bune.
Deci, după toată chestia asta, nu vreau să mai aud cuvintele sufletul și live-ul în viața mea. Însă, fraților, cred că a venit și momentul să vedem despre ce este vorba și cum își vinde Iaboi Dastinel al nostru. Ba nu, mă scuzați, Iaboi Lucifer al nostru, Doamne ferește, sufletul pe live. Am ajuns în momentul în care am visat toată viața mea. Am visat momentul ăsta în care o să întâlnesc pe Lucifer. Îmi și imaginez, adică, de când eram mic și îl întrebau profesorii pe rașpână, bă, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Nu știu, vrea să-și vândă sufletul diavolului. Asta era răspunsul, mai mult ca sigur. Mă, dar asta e o actorie de asta mai de 2 lei să mă bată mama de-a mai văzut. Mare ror în sirenele ce i-aș da aici, nebun. Am visat de mic în momentul în care o să am foarte multă faimă, succes, bani și tot ce mi-aș putea dori vreodată în viața mea. Da, asta e... măcar a venit momentul. A venit momentul, ce să zic. Acum trebuie să facem și niște sacrificii pentru chestia asta. Adică, uite, unii muncesc, încearcă să învețe, nu știu, fac chestii de calitate, iar alții își vând sufletul pe live, pe TikTok. Da, nu, nu o să stau să ascult toată chestia asta, că n-am răbdare. Așa că o să trecem direct la reacția lui în momentul în care își vinde sufletul. Sau la momentul în care își vinde sufletul, nu știu. Nici eu nu m-am uitat la clipul ăsta înainte. O să aflăm împreună cum funcționează toată treaba asta. Lucifer! Cum e trebuie? Ai dat cu dezinfectant pe jos. Ai încercat să-i dai foc, n-a luat foc și ai țipat puțin acolo că, nu știu, probabil că așa se face. Băi, Doamne ferește, mă. Băi, realizați unde s-a ajuns, mă, băi. Băi, l-aveam înainte pe Vlad Alexandrescu și ziceam că el e penibil și că-i vai capul și zilele lui, că se juca cu bunica sa prin cimitir. Bă, cea mai bună! Trebuia să-ți vedeți fața, găgăuțo! Ești nebună? Eu? Mamaie, puteam să mor! O, ca mine? Dacă mă uit la așa ceva să mă bată mama, este absolut ireal, mă jur. Doamne ferește! Băi, eu sunt extraordinar de curios. Pentru câți bani te-ai face de căcat în halul ăsta, frate? Băi, gândiți-vă că el nu câștigă niciun ban din treaba asta. El tot ce a făcut aici a făcut-o pentru clout, pentru popularitate în teorie. Cum? Explicați-mi și mie, cum? Da, mai stă foarte mult așa, nu stăm să ne uităm la toată mizeria asta, mai dăm puțin skip. Ah, nu! Cade, nu. Probabil că de aici trebuie să ne uităm. Bă, da, Ecaterică, cum se aud și ea pe fundal, ca și cum râd, adică se vede clar că e o chestie făcută extraordinar de serios. E o chestie profesionist, aș putea spune. Bă, da, voi vă gândiți cum stăteau toți tovarășii lui și le vedeau pe păcăliciul ăsta, efectiv, pe păcală ăsta, cum se întinde efectiv pe jos în molos, lângă spirit la care a dat foc după ce a zbierat Lucifer. Mă, mai mare mândria să ai prieten de genul ăsta, mă jur. Îl și doare. Îl și doare, ce să zic. O, da, mă, oamenii cu petardă, băi, băi, și cu efecte speciale, nu mă, e bine, e bine ce a făcut aici, calitate nota 10, Iaboi Dastinel, vă lasă rece, ce pot să zic. Un pod de nota 10, Mahoi, vă lasă rece. Mai face el aici puțin pe mortul, nu știu, e destul de plictisitor dacă mă întrebați pe mine. Cam asta a fost procesul în sine, acum să vedem confesiunile lui de după ce și-a vândut sufletul. Pentru că vă dați seama, acum trebuie să aflăm și părerea lui, cum se simte, cum na. Așa se întâmplă dacă îți vine sufletul, gen te uiți ca un libidinos la cameră, asta e tot ce se întâmplă? Dar se și vede pe el, e rău, e posedat așa, adică te sperie puțin. Ferească Dumnezeu, băi, deci ce poți să faci, frate?
toate în viața asta pentru atenție. Este absolut. Adică, bă, voi vă gândiți că omul ăsta o să se uite în câțiva ani la el și o să realizeze că pe la 20 și ceva de ani el stătea prin case abandonate, tăvălit pe jos. Doamne ferește, mă. Da, bă, Cumetre, dacă tu crezi că prin chestia asta tu faci numere și numerele alea o să te ajute mai târziu la ceva, te înșele amar. Adică eu nu știu ce mama dracului de brand ar veni și ar investi într-un show care face de-astea. Da, mai avem pe aici niște actorie de-asta de 2 lei în care, nu știu, fugărește pe el Lucifer, plânge, face niște chestii de genul ăsta, dar vă zic că de sincer se poate mi-a ajuns, adică e suficient penibil pentru ziua de astăzi. Și problema în sine este că, bă, ok, a făcut evenimentul ăsta, s-a întâmplat, doar că tot ce înseamnă conținut de pe TikTok-ul lui din momentul de față e bazat pe treaba asta. Înțelegeți despre ce vorbesc, însă dacă mă întrebați pe mine, preferatul meu cu actorie la fel de bună ca și până acum, dacă nu chiar mai bună, e ăsta. Bă, ce-ai făcut, mă? Bă, ce faci? Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut? Bă, ce-ai făcut, mă? Ce-ai? Era el așa cu niște prieteni de-a lui, stăteau și pe la case abandonate. Știți cum mai este lumea la o caterincă și la un moment dat vine, se gândește tovarășul lui să filmeze așa out of nowhere și vine el fugind că l-a fugărit pe el Lucifer. Bă, un scenariu foarte plauzibil care nu este pentru... Na, nu o să zic pentru cine, că v-ați dat voi seama. Da, ce să zic, avem și de ăștia, bă, la modul cel mai serios acum, eu stau și tratez toate chestiile astea la caterincă pentru că nu pot să privesc cu seriozitate treaba asta, adică aș putea să fac un clip serios în care zic că bă, nu e ok ce face, dar nu are, frate, ce să explici lui ăsta, despre ce vorbim, adică un om care are atâta demnitate încât să facă așa ceva, nu e un om care o să înțeleagă o critică constructivă, despre ce vorbim, sau cel puțin așa văd eu situația. Așa că, fraților, cam asta a fost și cu acest episod. Pe final vreau să vă spun că acest videoclip a fost editat de către un editor. O să încep să lucrez cu niște persoane tocmai datorită faptului că nu prea mai am timp să postez, să editez, să fac eu toate chestiile astea. Ce vreau să vă anunț este că într-un din episoadele trecute vă spuneam că se întâmplă o chestie în viața mea, un proiect destul de mare despre care nu puteam să vă povestesc atunci, așa că o să vă zic acum. Începând cu data de 10 ianuarie, în fiecare zi de luni până joi, de la ora 10 la ora 1, noaptea ne vom auzi la Pro FM, pentru că, da, fratele vostru Venger este radio host la Pro FM. Este una dintre cele mai mari realizări de ale mele, lucru pentru care mă bucur inimaginabil de mult, deoarece în același timp este și unul dintre visurile mele de când eram mic, care acum a devenit și realitate. Tocmai de asta nu prea mai am timp, vă dați seama. Na, trebuie să mai lucrăm și cu alte persoane, așa că aștept părerea voastră în comentarii în legătură cu acest videoclip, dacă v-a plăcut cum a fost editat, tot felul de chestii de genul ăsta, pentru că așa îmi dau și eu seama cu cine voi lucra, mă rog, înțelegeți voi. Așa că, fraților, pe final vreau să menționez foarte clar că nu am absolut nimic personal cu Iaboi Dastinel, Lucifer, cum o chema pe el, acest videoclip neavând ca și scop denigrarea sau defăimarea acestuia. Și, fraților, nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o încă și nu uitați să lăsați și voi un comentariu să știu și eu ce părere aveți voi despre acest episod. Episod despre edit, mă rog, ați înțeles voi. Așa că, fraților, cu astea fiind zise, eu am fost Venger și până data viitoare vă spun la revedere. Pa, pa!